Anul trecut s-au efectuat aproape 2 milioane de inspecții tehnice periodice în stațiile ITP autorizate de Registrul Auto Român. Majorarea taxei de primă înmatriculare i-a determinat pe foarte mulți băcăuani să își cumpere mașini la mâna a doua, însă nu mai vechi de 4-5 ani. Băcăuanii preferă acum să-și cumpere mașini second-hand care să nu fie însă prea uzate sau vechi. Deși la sfârșitul anului 2008 băcăuanii și achiziționau autoturisme mai vechi de 8-10 ani, în 2009 majoritatea și-au ales autoturismele la mâna a doua nu mai vechi de 4 ani. Motivul? Pentru că taxa de primă matriculare este mai mică la mașinile cu un euro 4, euro 5 și pentru costurile de întreținere sunt mai mici. Dintre vehiculele aflate la prima prezentare pentru efectuarea inspecției tehnice periodice, 82% au fost admise la nivel național față de 67,8% în 2008. Aproape aceeași situație este și în Bacău. Creșterea procentajului de vehicule admise are ca principal motiv modificarea legislației în domeniu, care acum este mult mai permisivă. La inspecțiile tehnice, mașinile cu defecțiuni minore sunt trecute admise. Spre exemplu, un bec la poziție nu este o defecțiune majoră, deci o mașină poate să treacă ITP-ul și cu o defecțiune minoră. Pentru că în anii trecuți cozile la RAR erau interminabile, acum toate inspecțiile tehnice se fac doar pe bază de programări. Programările se fac online și telefonic, pe site-ul Registrului Auto Român rarom.ro. Se anunță ora, deci o să știți ora la care trebuie să vă prezentați cu mașina. Vă rugăm frumos, veniți cu un sfert de oră înainte de ora programată și în stilul ăsta evităm aglomerațiile și cozile care până acum nu se puteau evita de la RAR. Dacă cineva întârzie, ce se întâmplă? Se reprogramează pentru a nu da peste cap sistemul de programare.